Socialdemocratul Victor Ponta îi reproșa de mult lui Videanu că este responsabil de contractele dubioase din energie. Scandalul a luat amploare abia după ce șefii hidroelectrică au cerut insolvența companiei energetice, pe motiv că doar așa pot scăpa de băieții deștepți. Premierul l-a acuzat pe fostul ministru al economiei că a facilitat exportul de energie electrică la prețuri dezavantajoase pentru stat, iar energia s-a plimbat prin străinătate până a ajuns din nou în țară. În documentele postate astăzi pe pagina de Facebook a lui Ponta apare o notă prin care Videanu își dădea acordul ca societatea electrică să cumpere curent de la trei producători. Printre companii apar și complexurile energetice Rovinar și Turceni. Acestea urmau să vândă electricitatea cu 174, respectiv 180 de lei pe megavatoră, adică sub prețul de pe bursă. Curentul electric urma să fie mai apoi exportat. Documentul conține, de asemenea, semnăturile directorilor Tiberiu Trotea și Octavian Graure. În replică, democrat-liberalul Videanu a pus decizia de a exporta energie pe seama cererii foarte mici pe piața internă, corelată cu stocurile de cărbune ale SNLO, ajunse la o capacitate de 70%. Scandalul dintre cei doi politicieni ar putea ajunge în atenția procurorilor anticorupție.